Direcția de Sănătate Publică a Județului Călăraș a demarat o campanie de vaccinare în Comunele Județului. Astfel, pe data de 15 mai, începând cu ora 9, va fi organizată o campanie de vaccinare împotriva COVID-19 în Comuna Unirea, în sediul Căminului Cultural, unde se vor putea vaccina și persoanele care locuiesc în altă parte a Județului. Pentru imunizarea populației va fi folosit vaccinul Moderna. În data de 15 mai, campania de vaccinare s-a desfășurat în Comuna Ciocănești, iar sâmbătă 8 mai, echipele mobile de pe raza județului Călăraș au efectuat campania de vaccinare în comunele Dragalina și Ștefan Vodă. De asemenea, au fost vaccinați și angajații unor operatori economici din municipiul Călăraș. Vă reamintim că, începând cu data de 8 mai, a început campania de vaccinare fără programare, doar cu prezența directă în toate centrele de vaccinare.